Domnule Ciocănel, grupa 2011 de la Academia Hagi a participat la un puternic turneu internațional la Istanbul. Două victorii cu Galatasaray și Başakşehir, două înfrângeri la limită cu Fenerbahçe și Beşiktaş. Cum apreciați acest turneu? Bună ziua! Da, am participat la un turneu internațional în Turcia. Am avut câteva meciuri puternice cu echipe puternice din Turcia și cred că ne-am descurcat foarte bine. Copiii au reacționat destul de bine și sunt foarte mulțumit de ei. 14 goluri marcate în cele 4 partide, o experiență foarte bună pentru elevii dumneavoastră. Da, am marcat foarte multe goluri, dar pe noi ne-a interesat foarte mult să ne vedem nivelul nostru, să vedem nivelul nostru de pregătire unde este. Suntem foarte mulțumiți și mergem înainte. Ce va urma în actualul sezon pentru băieții pregătiți de dumneavoastră? Ce să urmeze? Pe noi ne interesează foarte mult să creștem de la joc la joc. Obiectivul nostru este jucătorul și de la meci la meci să facem jocuri foarte bune. Marc, cum a fost turneul de la Istanbul? A fost foarte frumos, adversari puternici, care pasau bine și a fost chiar foarte frumos. Cum a fost pentru tine? Ai marcat 4 goluri, câte 2 în cele 2 partide câștigate cu Galatasaray și Başakşehir. Ce-i drept, fără echipă nu aș fi reușit să marchez aceste goluri și mă bucur că am reușit să-mi ajute echipa să câștige meciurile. A fost primul tău turneu la Academia Hagi, ai venit în această vară. Cum te simți aici? Cum te-ai acomodat? Este foarte bine, colegii sunt foarte primitori și e bine. David, cum a fost turneul de la Istanbul, unde ați întâlnit adversari puternici? A fost un turneu reușit, partide foarte bune, adversarii au fost destul de puternici, destul de buni, dar eu zic că ne-am scurcat cu toții foarte bine. Tu ai și marcat 3 goluri, câte unul în primele 3 jocuri, o reușită pentru tine. Da, mă bucur că am putut să mi-ajut echipa, sunt foarte fericit pentru că am marcat 3 goluri și sper să fac și asta în viitor. Ești de un an la Academia Hagi, te-ai acomodat deja. Cum te simți alături de coechipieri? Ce vă doriți? Ne dorim să câștigăm câte mai multe meciuri și mă simt foarte bine la această echipă.